Zavistiile sau invidia este un comportament rău intenționat față de ceilalți provocat de gelozie. Dragi ascultători, când am vorbit despre necurăție, am spus că ea poate fi rezultatul unei invidii puternice. Și confirmarea acestui lucru poate fi găsită și în istoria familiilor regale a diferitor țări. Câte se întâmpla, că femeile curții regale invidiau pe regină sau pe alte concubine. Aceasta le împingea să facă rău moștenitorilor născuți din adversari, și făceau ele acest rău cu ajutorul diferitor intrigi și chiar vrăjitorii. O mulțime de astfel de fapte sunt fixate în istoria omenirii. Dacă regele lăuda pe unul din consilieri pentru o muncă bună, el devenea imediat obiectul invidiei cuiva. Oamenii invidioși începeau să împletească intrici cu scopul de a-l înlătura sau chiar de a-l ucide pe favoritul regelui. Astfel de lucruri se întâmplau nu într-o țară două, ci în toate țările lumii. De exemplu, în istoria Chinei, este un episod groaznic care s-a întâmplat din cauza acestei invidii. Și eu doresc să spun acest episod ca noi toți să urâm și mai mult acest păcat, această rădăcină a invidiei. Iată împărăteasa, știind că împăratul iubește o concubină și pe fiul ei mai mult decât pe ea însă și pe fiul ereditar, a zămâslit ceva teribil ea a așteptat moartea împăratului pentru a se răzbuna pe adversar și pe fiul ei. Iar când împăratul a murit și a prințul moștenitor, fiul ei, a urcat pe tron, regina a poruncit să prindă concubina și să-i taie membrele trupului și limbă. Regina nu a ucis-o, ci și-a torturat brutal concurenta pentru a se răzbuna pe ea. Ea a făcut-o să-și trăiască zilele în fermă de porci, dezmembrată și fără limbă. Împărătea să își trata adversarul ca pe un porc și îi dădea doar atâta hrană cât era suficient pentru a-i menține viața, ca să o chinuiască mai mult. Iată, când ea într-o zi în cumântrie și arătat fiului ei devenit împărat lucru pe care îl făcuse, el a fost uimit și foarte îngrozit de acest lucru și a încercat să-și salveze fratele și pe mama lui. El permanent ținea pe frate său aproape de el. Acest frate al lui era cu el chiar și atunci când el mânca și chiar dormea. Însă împărătea să aștepta momentul și odată în lipsa împăratului, ea totuși a ucis pe fiul concubinii. pentru oamenii cu conștiință bună este extrem de dificil măcar să-și imagineze că așa ceva este posibil. Însă cei care sunt copleșiți de invidie, ei își pierd aspectul uman și se comportă mai rău decât animale, fără pocăință. Dragi ascultători, faptul este că o astfel de invidie cumplită are aceleași rădăcini ca gelozie. Gelozia și această invidie sunt sentimente a incompatibile cu adevărul, a incompatibile cu inima copilului lui Dumnezeu. De aceea să ne ajute Dumnezeu pe fiecare din noi dacă avem astfel de sentimente cât de mici ar fi în inimile noastre. Totuși cu puterea lui Dumnezeu, prin rugăciune, să scăpăm de Ele chiar acum. Vă doresc sănătate și pe curând!